Bun, și sărăcia ne bate la ușă, iar de la anul am putea să îi simțim și efectele, vorbind despre facturile la energie, evident. Bineînțeles, în momentul în care legea plafonării își va înceta efectele, românii vor fi aspru arși la buzunare din cauza că prețul energiei va fi în continuă creștere, nu se oprește. Specialiștii avertizează că în următorii 30 de ani, mai sunt în 30 de ani aici, da, mai sunt, prețul gazelor va fi într-o continuă creștere. Ce înseamnă asta? O familie cu venituri medii ar putea cheltui o treime din buget doar pe factura la gaze. Deși de la 1 aprilie guvernul a anunțat deja că plafonează prețurile la energie electrică și gaze, specialiștii nu sunt prea optimiști în ceea ce privește situația pentru următorii ani. În primul rând, 2023 va veni cu o explozie a prețurilor la energie și asta se va întâmpla în momentul în care legea plafonării nu va mai produce efecte. În momentul în care această schemă va fi eliminată, din păcate există riscul ca aceste prețuri să crească mult, să crească simțitor. Ori în acel moment, din păcate, există această posibilitate ca anumite familii să nu mai aibă capacitatea să-și achite energia necesară pentru necesarul de zi cu zi și să intrăm într-o sărăcie energetică acută. Prețurile sunt oricum mari, iar românii se plâng că le e din ce în ce mai greu să achite facturile la utilități. O jumătate de salariu se duce acolo, pentru că am foarte mare consum pe curent. Viitorul, nu știu, cred că viitorul ar fi undeva la țară. Eu acolo am de gând. Este la 10% din buget, să zic, factura la curent și gaze? Este. Dacă nu mai mult. Dacă vor crește și salariile, încercăm să facem față. Dacă nu, nu știu. Mi-e greu să mă gândesc. O familie cu 3 membri, cu un venit mediu lunar, cheltuie cu energia 10% din buget. În cazul celor cu un salariu minim, costul se ridică la 16%. Dacă prețurile continuă să crească în acest ritm, specialiștii spun că se va ajunge ca o familie cu un venit mediu să cheltuie cu energia o treime din bugetul familiei în următorii 20-30 de ani, chiar dacă și salariile lor vor crește cu 3% în fiecare an. Noile măsuri anunțate de guvern afectează chiar și investitorii, cred liderii opoziției. E practic vorba de o serie de măsuri pe care noi le considerăm destructive pentru industrie. Deci, în primul rând, că este această supraimpozitare a producției, tocmai în momentul în care România are nevoie ca de aer de această producție și de investiții în producție. Prețurile la energie se vor tripla în următorii 30 de ani. Resursele oricum sunt limitate, iar renunțarea la gazul rusesc înseamnă costuri mai mari pentru importurile din alte surse, dar și pentru reconstruirea unei alte infrastructuri energetice, spun specialiștii. Aceste costuri vor fi suportate, practic, de clienți. În prezent, guvernul a plafonat prețurile la energie electrică la 68 de bani pe kilowatt pentru cei cu un consum sub 100 de kWh și la 80 de bani pentru cei cu un consum între 100 și 300 de kWh. În cazul gazelor, prețul a fost plafonat la 31 de bani.